Primarul Constantin Vlăduț a reușit să schimbe fața comunei Bălăcița și să pună bazele unei dezvoltări temeinice a localității, dar și să îmbunătățească condițiile de trai ale cetățenilor pe care îi reprezintă. În acest moment se lucrează la sistemul de canalizare în satul Gvardinița. Primarul comunei Bălăcița, Constantin Vlăduț, a dat dovadă de un mare interes în ceea ce privește bunăstarea cetățenilor și creșterea nivelului de trai în comunitate. Rețeaua de apă și canalizare a fost una din principalele realizări la nivel local. În acest moment se lucrează la sistemul de canalizare în satul Gvardinița. Suntem în localitatea Gvardinița la efectuarea lucrării de canalizare. S-a dat ordinul de începere a lucrării pe 13 septembrie și până acum au undeva la 2 km de țeavă îngropată și terminată ca și rețea, din 18 km. Sperăm, dacă va fi vreme bună, cel puțin rețeaua să fie până undeva la sfârșitul decembrie, repet, dacă sunt condiții, să fie deja finalizată. În acest ritm sunt sigur că va fi finalizată și constructorul se va încadra în termenul propus pentru finalizarea lucrării. Sistemul de canalizare se va întinde pe o suprafață de 19 km. Se execută lucrările de canalizare în zona Gvardinița și suntem în proporție de 10%, cam 80% din totalul lucrării, de 19 km. Locuitorii acestei zone beneficiază de investiții importante în toate domeniile, care s-au realizat datorită primarului Constantin Vlăduț, cunoscut drept un om gospodar și implicat în viața comunității pe care o conduce. Buna colaborare pe care primarul comunei Bălăcița a avut-o cu președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu a ajutat la implementarea acestor proiecte atât de necesare pentru dezvoltarea comunei.